Salut, sunt Covache și mi-e foame. Sunt Șerban și mi-e foame. Sunt Dumitru și mi-e foame. Salut, sunt Bibanu Mixer și am venit pe la ăștia că le e foame. Pe la ăștia mici a venit. Să se numească episodul Gulliver în țara piticilor. Așteptam de foarte multă vreme ziua asta când să avem ca tema emisiunii cel mai bun meniu cu ceafă de porc. În această seară îl avem pe Bibanu Mixxl. Prea sus ai ridicat-o. Bum 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 bum. Să rămână, aș vrea să fac și... Îmi cer scuze, aș vrea să fac și o comandă de mâncare, vă rog. Ați mai comandat? E prima oră. Okay. De două zile am doamnă sughițul ăsta, nu mai trece, nu știu ce exact ce mi se întâmplă. Am încercat soția să mă sperie să... Poftiți? Comanda. Aș vrea, vă rog, un... Aș vrea, vă rog, un meniu din ăsta... Din ăsta, cu ceafă... Cu ceafă de porc. Varză sau castanet? Varza este murată? Nu, varza albă. Atunci dați-mi cu castraveți, vă rog. Îți place picant sau maioneză usturoi? Ambele, vă rog. Este un singur sort la alegere, dulce, picant sau maioneză cu usturoi. Păi, și numai... Nu pot să mai plătesc să mai primesc un sos? Ba da! Păi, atunci o să plătesc ca să mai primesc ambele sosuri. Aoleu, doamnă, deci nu, nici nu mai pot să mai vorbesc de la mizeria asta de sughiți. Poate reușiți să mă speriați dumneavoastră până la sfârșitul comenzii. Doamnă, dar țipați un pic, urlați un pic la mine, speriați-mă, poate îmi trece. Un bau scurt. Vă rog din suflet, dar ce să-mi facă doamnă doctorul? Că știți ce doctoriță am, n-am cum să mă sperii dacă e frumoasă tare. Un bau rapid. Și tacâm și sare și piper. Mai multe șervețele, vă rog din suflet. Și două seturi de tacâm. Într-o oră, două, deci o seară bună. Mulțumesc, să rămână. Bună seara. Vrea o ceafă de porc cu ceva pe lângă. Cartofi prăjiți, ce se mai mănâncă. Ceafă cu casă tăie, da? Aveți și sarmale de alea în foi, rulate frumos, cum facem noi. Aveți cumva și bere? Că după ceafă, parcă cere. Aveți cumva la 0.33? Că suntem cu mașina și n-ai voie să bei. Nu, doar la 0.5. Să nu mi-închizi acum că îți vorbesc în rime, că acum lumea o să te știe și pe tine. Și o bere, da? Da. Cam într-o oră și tot ce să rândă. Te pup, mergi frumos, ia un G și vezi să nu mergi pe jos, da? Da. Te pup! Bine, bro! Bună seara! Sărut, bună! Aș vrea să fac și eu o comandă la dumneavoastră. Da, sigur că da. Aș vrea că de asta v-am și sunat pe dumneavoastră. Am mâncat cu vreo lună de zile la cineva, la un prieten. O ceafă de porc de la dumneavoastră. Ce garnitură doriți? Cartofi prăjiți dați-mi. Deci am mâncat asta la un prieten. Eu lucrez la o firmă de catering. Sunt bucătar acolo și vreau să vă zic că am încercat să reproduc rețeta dumneavoastră pentru restaurantul unde lucrez la catering și n-am reușit, doamnă. Și aveți o rețetă extraordinară. Aș putea să fac rost de ea cumva? Din păcate nu știu asta să vă spun. Dar cum îl cheamă pe bucătar, puteți să-mi spuneți? Nu pot să vă spun nici aceasta. Dacă e să-mi spuneți comanda, că mai sună și la telefon, vă rog frumos. Păi asta vreau, am zis. Aș fi vrut să fac cumva rost de, nu știu, măcar numărul bucătarului sau ceva. Nu pot să vă dau numărul bucătarului, vă dau seama. Așa sunt date confidențiale. Dar rețeta știți dacă e a bucătarului sau e a dumneavoastră, a restaurantului? Este rețeta managerului. A, deci cu managerul practic trebuie să mai iau legătura. Până la urmă nu, asta cu rețeta iese din discuție, nu puteți sub nicio... Din păcate nu pot să le ofer, astea sunt date confidențiale și... Am înțeles, că nu era problemă, plăteam 1.000.000, 2.000.000, cât era o rețetă. Nu este problema de bănuți aici, problema de cum risc job-ul, da? Trebuie la 60 de minute maxim, da? Vă mulțumesc frumos! La revedere! La revedere! Da. Da, vreau să vă informăm că nu putem să facem livrarea, că avem probleme cu gazele, ne-au zis și cu mizorul gazele pe produtoră și nu mai avem cum să vă luăm comanda. Și n-aveți nimica pe acolo făcut, nu, gata. Nu, nu avem nimica.
Dumneavoastră sunteți managerul? Da. Știți, eu sunt bucătar la o firmă din asta de catering și vreau să vă întreb o chestie, că am comandat în special ceafă de porc de la voi, că am mai mâncat la un prieten. Și mi-a plăcut foarte tare rețeta și aș vrea să o fac și eu și mă întrebam dacă cumva... Nu e nicio rețetă specială. Păi da, dar am încercat și eu să o fac la fel și nu-mi iese. Pune bucătarul un condiment acolo special. E ceva, nu știu. Se pun într-adevăr niște condimente, dar sincer eu nu știu să vedeți. Nu știți, dar puteți să-mi spuneți numele bucătarului? Poate îl găsesc eu după aia pe internet, să iau legătura cu el? Sunt femei bucătărețe, nu cred că așa cunoscută. Am înțeles. Nu știu ce, sigur, dar aia ați mâncat, că noi avem o ceapă complet banală, adică nu e nimic special. Ăsta e numărul dumneavoastră de telefon? Da, da, puteți să reveniți, nu știu, mâine, sau pe aia, cu numărul de telefon, cu un telefon după amiază și vă spun rețeta. Ce conviniu trebuie cum ai dat. Vă mulțumesc din suflet. O seară bună. Mulțumesc, la revedere! Bă, cât de amabil poate să fie, ești nebun? Cum să-mi dea rețeta lor? În loc să zic că da, avem o ceafă genială, zic, nu știu ce vă place așa, am o ceafă, vreau să fac și eu o comandă la dumneavoastră că sunt mordomle și trebuie să mănânc neapărat, că a venit aseară un prieten pe la mine cu o sticlă de iagăr, ne-a dat ultimata, efectiv. Deja vedeam după sticla aia de iagăr, vedeam de... cu 30 de FPS-uri pe secundă și avea rezoluție mică, că își porci ochelari, știți cum e? Eram 3 băieți, triple kill ne-a dat acolo, eu headshot am fost. Și vreau neapărat să mănânc ceva, să mai refac HP-ul, că nu mai am nicio treabă altfel. Am înțeles, am fugit pixel albastru. Da. Dar haideți că vă punem pe picioare. Să vină repede băieții, să nu aibă lacă, trebuie să intru și la un raid mai pe seară și e gravă situația. Acum mă roade stomacul grav. Pranitidină după ce mâncați și se rezolvă tot. Așa, mă bucur maxim, bag achievement de sătul în seara asta. Puneți comanda, vă rog. O ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Știți cum merge asta, doamne, deja mi-o cresc cu FPS-urile. Mamă, sunt nebun acum, ți-e entuziasmat, crește mana, crește tot. Crește ADU. Altceva mai doriți? Nu, atâta, sunt perfect mulțumit până acum. Da, fantastic, play of the game am fost. O să vină un coleg de-al meu în cel mai scurt timp posibil. O seară minunată vă doresc. De raidul de seară. O, mulțumesc frumos, păi îi rupe băieți de seară. Nu, bă, bine, e de alegerea dumneavoastră, o seară plăcută. Bă, epic mă, omul, ce ai? A venit și momentul concursului. După cum știți, în fiecare emisiune primim câte o cutiuță de la Mindblower în care nu știm ce se află. Murim de curiozitate să vedem ce e aici. Primim de fiecare dată două exemplare. Unul pentru noi, să-l testăm la fața locului, și unul pentru voi. Unul din aceste produse poate fi al vostru dacă aveți o provocare la fel de mișto ca a lui Cedero. Bravo, boss, ai câștigat, ce e în cutia aici și ea. Boss, deschide odată cutia asta. Prietenii tăi n-au mai primit așa cadouri haioase decât să știu când au văzut fâncile cu geleuri, ursuleți picant s-au luat la întrecere să ajungă primii la simpaticele animăluțe gumate. 1, 2, 3 și... Mama. Ești nebun, nici n-am mestecat de două ori. Aaa, ce tare! Ăsta cred că e preferatul meu dintre toate. Uf! Deci ai o lacrimă? Am vrut să fiu zmeu să-l iau și pe al treilea, dar mi-a trecut. Cum Angelic Little Gummy Bears și e băiatul ăsta în roșu de la Dinamo, cred că e. Câștigătorul să nu uite, trebuie să intre pe pagina noastră de Facebook, să ne dea like dacă n-a făcut-o deja și să ne trimită un mesaj cu datele lui de contact pentru a-i trimite premiul! Mersi, salut! Fain. Am venit mâncarea lui Grasu! Rugăm toți vibratorii să ne zică de 3 ori, mi-e foame! Mi-e foame, mi-e foame, mi-e foame! Să trăiți sănătate! Avem mâncarea de la mama. Ne dați sunetul spartan? Am foame! O punem de 3 ori, păripiți! Par foame! Ia uite cât ai mâncarea! Singura speranță din seara asta de a primi și eu o ceafă de porc s-a dus dracu, pentru că restaurantul Due Pizza, care livra în zona asta și care era ok, m-au sunat să-mi spună că au rămas fără gaze. O să mănânc ce rămâne de la Covache, de la Sherman și de la Bibanu, practic, aia e. Ești supărat pe cei de la Due Pizza? Pentru... Sunt un pic, să știți. Da, dar n-a fost vina lor. A fost vina gazelor. Deci ești cumva supărat pe ruși? Nu, să-și plătească...
La mea factura la gaze, că de-aia le-au tăiat gazele. Cartofi prăjiți, deosebit de prăjiți. Sunt prăjiți exact ca la mama. Ceafa este făcută exact cum îmi face mama. Două bucăți. Meriul arată cam așa, corespunzător, regulamentar. N-am ce să vă prezint. Mi-au trimis două bucăți de pâine care pare a fi făcută in-house. Una bucată ceafă de porc, castraveți murați și cartofi prăjiți. Bă, arată decent. Astăzi am avut războiul cefelor de porc. Eu mi-am comandat de la Dineș. Ceafa aia de porc a fost făcută fix cum trebuia. Cartofii de la pungă, dar mea, sosurile foarte bune. Eu pe primul loc. Cine e pe primul loc? Pe locul 2, Alex Șerban. Pe locul 3, Ivanu. Iar pe 4, Cristian Dumitru, care n-a avut ceafă de porc. De unde ai comandat? De la mireasă pentru fiul meu. De la mama am comandat. Bună mâncarea, cam rece. Ceafa mea e pe primul loc. Ia uite. Locul 1 și locul 1 la mama și bine. Eu astăzi am comandat de la Incontro Floreasca. Bun, dar nu foarte bun, doar bun. Locul 1, Marius Covache. Locul 2 m-aș pune pe mine, pentru că pe locul 3, deși ceafa lui Ivan a fost mai bună, au venit reci toate produsele. Ia uitați-vă cu dos la el, seamănă lei cu Carlos Daniel. E Dumitru, cicalaca, cicicea. Am încercat să fac de la 2 pizza, dar din păcate n-au venit. Pe primul loc Marius Covache, pe 2 Alex Cerban, pe 3 Bibanul și pe 4 Ghișcine. Eu. You win! Hai și ziceți! Ce p***a să zice? Suntem în studiourile Buftea. Ce să zic, au pus ăștia macaraua, acum au pregătit, o să filmeze filmul ăla, că a înviat Sergiu Nicolaescu. Vă mulțumim că v-ați uitat la încă un episod din Mi-e foame! Mi-e foame! Mi-e foame! Mi-e foame! Nu uitați de like, de share, de provocări. Aici. Pentru că aici. Provocările cele mai bune câștigă premiul emisiunii de la Mindblower. Ne vedem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Neapărat. Eu te-am pula mea, ai muzică la frigider. Scuze-mă, vii bani și tu o melodie din asta de frigider. Nu uitați să dați la... Ce pula mea e asta? Îmi explodează frigiderul sau ce se întâmplă? Alahu Akbar! Dale lui Dumitru!